Bine v-am găsit! Astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, teorema celor trei perpendiculare. Teorema celor trei perpendiculare. Fie alfa un plan și A un punct care nu aparține planului. Din A construim o perpendiculară AO pe plan, O fiind piciorul perpendicularei. D este o dreaptă inclusă în plan. Din O construim o dreaptă OD perpendiculară pe dreapta D mic, OD este inclusă și ea în planul alfa și atunci, conform teoremei celor trei perpendiculare, rezultă că AD este perpendiculară pe dreapta D. Vă propun în continuare următoarele probleme. Prima, piramida hexagonală regulată EMABCDEF are muchia bazei egală cu 8 cm și înălțimea de 14 cm. La primul punct, calculați distanța de la M la AB și la al doilea punct, calculați distanța de la M la BD. Înainte de a trece la rezolvarea problemei, vreau să amintesc faptul că baza este un hexagon regulat și că latura hexagonului regulat este egală cu rasa cercului circumscris acestuia. Deci, triunghiurile OAB, OBC, OCD și celelalte trei triunghiuri determinate de centrul cercului circumscris și câte două vârfuri ale hexagonului sunt triunghiuri echilaterale. Pentru primul punct, o să pornim de la faptul că MO este perpendicular pe planul ABC. Planul hexagonului este suficient să-l numesc prin trei litere. OM este perpendicular pe AB. Deci construim OM perpendicular pe AB, pe dreapta la care vrem noi să aflăm distanța. OM și AB sunt incluse în planul ABC și rezultă atunci din teorema celor trei perpendiculare că MN perpendicular pe AB. Deci distanța de la M la AB este egală cu MN. Spuneam că ON este perpendicular pe AB, dar triunghiul OAB este un triunghi echilateral. ON este perpendicular pe AB, deci este înălțimea unui triunghi echilateral, deci ON este latura radical din 3 pe 2. Latura bazei este egală cu 8. 8 radical din 3 supra 2, simplific 2 cu 8 prin 2 și obținem 4 radical din 3 cm. Și acum, în triunghiul MON, care are unghiul MON de 90 de grade, rezultă din teorema lui Pitagora că MN pătrat este egal cu MO pătrat, ON pătrat. Deci, MN pătrat este egal cu MO este înălțimea piramidei și este egală cu 14 cm, deci 14 la pătrat plus NO este 4 radical din 3, la pătrat. Pe 14 pot să-l descompun ca 2 ori 7 și să scriu 2 la pătrat ori 7 la pătrat și pe celălalt ca 2 la pătrat ori 2 radical din 3, totul la pătrat. Îl dăm pe 2 la pătrat factor pe lângă 7 la pătrat care este 49 plus 2 radical din 3 la pătrat, adică 4 ori 3, 12. Deci este egal cu 2 la pătrat ori 61. Rezultă deci că MN este egal cu 2 radical din 61
cm, deci distanța de la M la AB este egală cu 2 radical din 61 cm. Pentru a rezolva punctul B, vom observa că triunghiul OBD este isoscel, pentru că OB egal cu OD și sunt raze în cercul circumscris. Unghiul BOD este compus din BOC plus COD și este egal cu 60 de grade plus 60 de grade, adică 120 de grade. OC este bisectoarea unghiului BOD, unghiului din vârful triunghiului isoscel, și atunci rezultă că OC este și înălțime, deci va fi perpendicular pe BD. Notăm punctul de intersecție între OC și BD cu punctul P, deci OP va fi înălțimea triunghiului. Putem să aflăm pentru acest triunghi și unghiurile de la bază. Unghiul OBP, care este unul din cele două unghiuri congruente de la baza triunghiului isoscel, este egal cu 180 de grade minus unghiul BOD, totul supra 2, adică 180 de grade minus 120 de grade supra 2 și va fi egal cu 30 de grade. Deci, triunghiul OBP este un triunghi dreptunghic, unghiul din B este un unghi de 30 de grade și atunci rezultă că OP, care este cateta opusă unghiului de 30 de grade, este jumătate din ipotenuză, este OB supra 2, OB este egală cu latura bazei, adică cu 8 supra 2, deci va fi egal cu 4 cm. Și acum vom construi distanța de la M la BD. În primul rând avem nevoie de MO perpendicular pe planul ABC, deci de perpendiculară pe plan. Din piciorul perpendicularei vom construi o perpendiculară pe BD, deci OP perpendicular pe BD. OP și BD sunt incluse în planul ABC. Din cele trei relații rezultă, conform teoremei celor trei perpendiculare, că MP perpendicular pe BD. Deci distanța de la M la BD este egală cu MP. Pe MP îl vom afla din triunghiul dreptunghic MOP. Deci din triunghiul MOP, în care unghiul MOP este de 90 de grade, rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că MP pătrat este egal cu MO pătrat plus OP pătrat. MO este înălțimea piramidei, adică 14 la pătrat, OP este 4 la pătrat, putem să și dăm factor, 14 la pătrat este 2 la pătrat ori 7 la pătrat, plus 2 la pătrat ori 2 la pătrat, l-am descompus și pe 4 la pătrat. Dacă îl dăm pe 2 la pătrat factor, pe lângă 7 la pătrat plus 2 la pătrat, deci este egal cu 2 la pătrat, ori 2 la pătrat ori 49 plus 4, care este 53. Deci rezultă că MP este 2 radical din 53 cm. Deci distanța de la M la BD va fi egală cu 2 radical din 53 cm. Problema a doua.
Un instrument optic este prevăzut cu o prismă optică ca în figură alăturată. De exemplu, periscopul de la submarin sau binoclul, aparatul foto, toate sunt prevăzute cu astfel de prismă optică. Prisma ABC A'B'C' este o prismă triunghiulară care are fețele laterale AB'B'A' și BB'C'C' pătrate de latură A mic. Are unghiul ABC, un unghi drept, deci de 90 de grade, și A'B'C' are măsura tot de 90 de grade. P este mijlocul muchiei A'B' și Q mijlocul muchiei B'C'. Va trebui să determinăm aria trapezului APQC. Pentru aceasta, pornim de la faptul că A, B, B prim, A prim și C, B, B prim, C prim sunt pătrate. De aici rezultă că B, B prim este perpendicular și pe BA și pe BC, dar BA și BC sunt drepte concurente, incluse în planul ABC. Rezultă din aceste relații că BB' este perpendicular pe planul ABC. Și atunci și celelalte muchii laterale care sunt paralele cu BB' sunt și ele perpendiculare pe planul ABC. Deci și A' este perpendicular pe planul ABC și CC' perpendicular pe planul ABC. Știm apoi că P este mijlocul lui A'. Fie F un punct care aparține lui AB și AF este egal cu FB, adică F este mijlocul lui AB. Și atunci rezultă că PB' este egal cu FB, PB' este și paralel cu FB, rezultă că PF, BB' este un dreptunghi. Este paralelogram pentru că are două laturi opuse paralele și congruente și mai are și unghiul din B de 90 de grade, deci este un dreptunghi. Deci înseamnă că PF este paralel cu BB' și egal cu BB'. Analog, și QE este paralel și egal cu BB'. Notăm cu D, deci fie D mijlocul lui EF'. BD intersectat cu AC este mulțimea formată din punctul L și vom demonstra că el este mijlocul lui AC. În primul rând, EF'ie este paralel cu AC pentru că este linie mijlocie și este și jumătate din AC. Și atunci triunghiul rezultă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul AFD este asemenea cu triunghiul BFD, scuzați-mă, BFD este asemenea cu BAL și triunghiul BFE este asemenea cu triunghiul BAC. Și scriem proporționalitatea laturilor. Deci BF supra BA este egal cu
BD supra BL egal cu FD supra AL. Asta din prima asemănare. Din a doua asemănare o să obținem că BF supra BA egal cu BE supra BC și egal cu FE supra AC. Observăm în cele două șiruri de rapoarte egale că avem câte un raport comun și atunci înseamnă că și FD supra AL este egal cu FE supra AC. Deci rezultă că FD supra AL egal cu FE supra AC. Ziceam în schimb că D este mijlocul lui FE. Și atunci FD este FE supra 2. Deci obțin FE supra 2 AL egal cu FE supra AC. Deci va rezulta că 2 AL egal cu AC rezultă că el este mijlocul lui AC. Am demonstrat anterior că PF este paralel și egal cu BB' și QE este paralel și egal cu BB'. Deci PF este paralel și egal cu QE. Asta înseamnă că PF EQ este paralelogram sau chiar dreptunghi, pentru că, spuneam, PF este perpendicular pe planul ABC. Dacă M este mijlocul lui PQ, fie M mijlocul lui PQ, știu că și D este mijlocul lui FE, și atunci va rezulta că PM este egal cu jumătate din PQ, că FD este jumătate din FE, deci PM este egal cu FD. Dar PM este și paralel cu FD, pentru că reprezintă același drepte ca și PQ și FE. Și atunci rezultă că PMDF este paralelogram deci MD este paralel și egal cu PF. Dar PF este paralel și egal cu BB'. De aici va rezulta că MD este paralel și egal cu BB'. Deci, MD este perpendicular pe planul ABC. Din D ducem perpendiculara de el perpendicular pe AC. De ce este de el perpendicular pe AC? Pentru că triunghiul ABC este un triunghi isoscel. ABC este isoscel, AB egal cu A mic și BC este egal tot cu A mic. BL este mediană și fiind mediană va fi și înălțime. Deci DL perpendicular pe AC, DL și AC sunt incluse în planul ABC. Rezultă din teorema celor trei perpendiculare că ML este perpendicular pe AC. Deci ML este de fapt înălțimea trapezului ACQP. Și atunci, area trapezului ACQP
area CQP este egală cu baza mică, adică PQ, plus baza mare plus AC, totul ori înălțimea ML supra 2. PQ este linie mijlocie. PQ este linie mijlocie în triunghiul A'B'C', care este un triunghi dreptunghic isoscel. Și atunci PQ este jumătate din A'C', dar A'C' se poate afla cu teorema lui Pitagora, deci va fi A pătrat plus A pătrat, totul pe 2, deci va fi A radical din 2 pe 2. De ce A pătrat plus A pătrat? Pentru că A'B' este latura pătratului A'AB'. Și B'C' este latura celuilalt pătrat care reprezintă față laterală. Deci PQ este A radical din 2 supra 2, AC este egal cu A'C', adică A radical din 2, ori ML și totul supra 2. Pentru a-l afla pe ML, aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic MDL. În triunghiul MDL, cu unghiul MDL de 90 de grade, rezultă din teorema lui Pitagora că ML pătrat egal cu MD pătrat plus DL pătrat. MD egal cu BB' și egal cu A mic și LD este jumătate din LB. LB este înălțimea triunghiului dreptunghic isoscel ABC. Adică este cateta 1, AB, ori BC, care este tot A mic, supra AC, care este A radical din 2. Cateta 1 ori cateta 2 supra ipotenuză, totul A pătrat. Simplificăm A mic, deci este A mic pătrat plus A mic pătrat pe 2, care va fi 3A pătrat supra 2. Și atunci, dacă înlocuim în area trapezului, aici amplificăm cu 2, obținem 3A radical din 2 supra 2, ori ML, care este A radical din 3 supra radical din 2, totul supra 2. Și egal cu, radical din 2 se simplifică, deci va fi 3A pătrat radical din 3 supra 4. Deci asta este area trapezului. Pentru a exersa, vă propun următoarea problemă. ABCDEFGH este un paralelepiped dreptunghic cu AB egal cu 5 radical din 3 cm, BC egal cu 5 cm, iar înălțimea AE egală cu 10 cm. Calculați distanța de la A la HB. Vă dau și răspunsul. Distanța este egală cu 5 radical din 30 supra 4 cm. Atât pentru azi. La bună vedere!